Bucureștenii au ieșit la cumpărături în piață încă de la primele ore ale dimineții. Cei mai mulți au început să cumpere cele necesare pentru masa de Crăciun. Am luat ceva carne de porc, de fac sarmale. Varză murată, ca să aveți murați, gogoșari, fructe, telemea, mușchiuleți. Produsele din carne sunt cele mai căutate, motiv pentru care s-au format cozi la standuri. Carne de porc. Toate produsele care sunt tradiționale. Cârnați, fateu, tradițional. Căutam niște piept dintre acela afumatul, da, și de-aia mă uitam pe aici, pe vitrinile acestea, da. Și eu mai dau o raită și trebuie să mă hotărăsc. Cei mai mulți dintre cumpărătorii vor să pună pe mese de Crăciun bucate tradiționale. De fapt, și sarmale am făcut și fac și piftie și salată bio și cârnați și dobă și de toate. Cu greu sunt respectate regulile de protecție sanitară, chiar și atunci când echipajele mixte formate din polițiști și jandarmi patrulează prin zonele aglomerate. Bună ziua, vă rog frumos să respectăm distanța socială, da? Să ne mai respirăm puțin. Da? Distanța socială. Vânzătorii din piață spun că oamenii sunt ceva mai precauți decât în anii trecuți, dar și mai chibzuiți. Să gândesc dacă le ajung banii să cumpere un cârnat, fac socotel peste socotel, ca să poată să le iasă calculele. Sunt foarte proaste vânzările, foarte, foarte, în comparație cu anii din urmă. Ce alcoze, albituri? De-astea, țelină, astea se vând acum, dar nu așa de cum trebuie. Foarte puțin. Ori lumea nu mai gătește, ori bani nu mai sunt, ori nu știu ce se întâmplă. Ori le frică de COVID-ul ăsta să mai iasă afară oamenii. Față de alți ani, acum 3-4 ani se vindea, era altceva, simțea lumea că vine Crăciunul. Controlele în piețe și supermarketuri s-au întețit în capitală. În fiecare zi, oamenii legii dau sute de avertizmente celor care nu respectă regulile impuse de pandemie.